observație, experiență personală. Ea este exact ca impulsul electric care stârnește fulgerul între doi poli. În momentul în care tensiunea între doi poli se creează, fulgerul apare. Fără fulger nu poate să existe fulger. Și frumusețea furtunii? Să ne oprim deocamdată la fulger, căci de furtună suntem sătui. Poetul și limba. Cred că nu este nevoie de întrebări și aș cere mai curând autorului Necuvintelor o confesiune despre limba în care un singur cuvânt poate provoca atâtea. Ca să răspund în scurt și mai bine formulat într-un scurt poem așa, un extrem de scurt poem care se numește Inscript, dar care preîntâmpină întrebarea pe care vrei să mă... Dintr-un om pot fi ucise numai cuvintele știute de el, dintr-o piatră nu se poate ucide nimic, dintr-un cais nu ai câteva caise. Luptătorule, îți zic, dintr-un om nu pot fi ucise decât cuvintele știute de el. Nu? Am fost totdeauna interesat de relația creator-public în cazul dumneavoastră, poet-cititor. Sunteți un poet foarte citit, cărțile dumneavoastră nu stau în librării nici măcar o zi, o singură zi nu stau. Există o senzație aparte, probabil. Nu întreb, ci îndrănesc să afirm și aștept o confirmare eventual lirică. N-aș putea să dau un răspuns foarte exact la întrebarea ta, pentru că s-ar putea să pare și infatuat și s-ar putea să pare și neadevărat întocmai. Dar în genere spun care este speranța mea de autor, este aceea ca cititorii mei să se regăsească numele versurile ale mele, să-și găsească propria lor spiritualitate, propria lor sensibilitate cu prilejul unor versuri pe care izbutesc să le scriu. Și din această pricină și tendința poeziei mele este aceea de a se despersonaliza treptat. De altfel, îmi doresc foarte mult să-mi intitulez o carte viitoare Poezii impersonale. În ce sens impersonale? Adică care să atingă o anumită generalizare a sentimentului particular, în așa fel încât să cuprindă o arie cât mai mare de sensibilitate umană. Există, firește, cititori și cititori. V-ați întâlnit odată cu cititori care vă citesc, dar nu vă acceptă, eventual chiar nu vă înțeleg? Da, bineînțeles că da. Acum, aici sunt două probleme care merg absolut în paralel. Pe de o parte, fie că nu mă înțeleg cititorii, pe de altă parte, fie că acele poezii ale mele sunt realmente slabe. Deci există și această posibilitate, pentru că talentul nu este un fenomen continuu. Talentul are și el fluctuațiile lui ca și forma. Forma omului, ca și bioritmii, dacă vreți să spun așa. Dar să vă povestesc un caz amuzant. A venit o mamă la mine plângând să-mi spună că fiul a fost lăsat corigent la liceu din pricina faptului că a făcut o analiză proastă la o teză unde îi se dăduse ca subiect o poezie de-a mea. Și îmi spunea, zice, tovarășe maestru, zice, dumneavoastră sunteți de vină, că mi-a căzut băiatul meu, care este deștept și care e bun la matematică, și a căzut, e repetent. Și a zis, da, stimată doamnă, eu sunt de vină. Ce să fac? Și păi duceți-vă la liceu și insistați până că domn profesor să-l treacă. Ce am să fac? M-am dus la liceu și m-am ilogit de profesorul de limbă română și am explicat profesorului, care era neîndurător, că să-l treacă pe derbedeu. Și, în fine, ca eu fiind ploieștean așa și țin foarte mult la amintirea spiritului și la amintirea lui Caragiale și la prezența spiritului caragialenesc, am practicat și eu lanțul slăbiciunilor și până la urmă liceaua a trecut clasa. Iată, deci, dar nu până astăzi nu sunt convins dacă nu cumva liceaua avea dreptate și nu cumva poezia mea avea dreptate. S-ar fi putut ca poezia mea să nu fie avut dreptate. Nu pot să știu exact. Dar ce senzație aveți că se învață în școală, există un capitol, există o oră în care toți profesorii de limba română din toate școlile din România vorbesc despre Nichita Stănescu. Și toți elevii
Învață Nichita Stănescu. Nu am o impresie personală despre treaba asta. Adică nu mă simt foarte implicat ca nume. Ca lucrare, sunt bucuros că se învață, pentru că, să vă spun ceva, dacă n-aș crede în mesajul meu literar, nu aș scrie. Pur și simplu nu aș scrie. Și e o falsă modestie să spui, domnule, eu scriu pentru că iubesc poezia, dar nu prea cred dacă am talent, dacă n-am talent. Eu cred foarte mult în talentul și în vocația mea. Pentru asta mi-am jertfit întreaga mea existență, ca să adaug cu o picătură în plus sensibilității contemporane o formulare mai nouă, mai adecvată, etc. Așa că efortul meu îl găsesc firesc să fie preluat în școli. Numele meu și persoana mea particulară mai puțin, de aceea nu am impresii particulare, personale despre acest fapt, ci obiective, ca și cum ar fi vorba despre altcineva. Îmi spunea Eminescu, de-mi pare încet viața-mi că îmi cură, încet repovestită de o străină gură. Versurile dumneavoastră se citesc, se recită, dar sunt puse și pe muzică. În peregrinările mele reportericești am fost emoționat de o educatoare de grădiniță din județul Iași, comuna, dacă nu mă înșel, Dumești. O cheamă pe educatoare Mariana Hogaș. Pe versurile dumneavoastră a compus o melodie ce respectă, zic eu, spiritul poeziei. E vorba despre țara. Ne-am gândit să filmăm cântecul într-un loc scump, nu numai poeților, ci într-un loc al fiorului poetic, al tuturor oamenilor pământului românesc, teiului Eminescu de la Copou, luminat într-o toamnă roșiatică de un splendid apus de soare. Țara mea, mai curată mine, somnul stârabă tot de vise vechi. Ce ai tu, mai curat în tine, lemnul arbore cu verzure. Ce am eu mai ascuns în mine, sângele mișcând un gând, ce ai tu mai curat în tine, a mirosul de pământ. Oh, și ce am sfânt pe lume, dulcele pământ al tău de vis, și tot ce în tine nume de caisă din cais. Totul, tot ce este adevăr, stă în îmbrățișarea noastră, ramură cu flori de măr și cu o pasăre maiastră. Și tot ce-am sfânt pe lume, dulce pământ al tău de vis. Și tot ce-i în tine, nume de caisă din cais. Poeziile